Polițiștii prahoveni au fost la datorie și în perioada sărbătorilor pascale. Aceștia au organizat mai multe acțiuni de control în aceste zile. Cu atât mai mult în această mini-vacanță, ocazionată de sărbătorile pascale și ziua de 1 mai, polițiștii prahoveni au fost la datorie și au acționat cu fermitate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Șoferii indisciplinați au fost amendați. În total au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 140.000 de lei. De asemenea, ca măsură complementară, au reținut 14 permise de conducere. Mare parte dintre sancțiuni au fost aplicate la regimul circulației rutiere pe drumurile publice, dar și la regimul ordinii liniștii publice. Cele mai multe amenzi au fost date pentru consumul de alcool. Polițiștii au intervenit însă și în cazul unor scandaluri cauzate tot de consumul de alcool. Spre deosebire însă de anii trecuți, în această perioadă, oamenii legii nu au mai fost obligați să devieze traficul rutier pe drumul spre munte. În zilele de sărbătoare nu s-au produs nici foarte multe accidente rutiere. Pe drumurile din Prahova niciun accident nu a fost mortal.